Rădăcinile protagoniste de astăzi duc în satul Ștefănești, raionul Florești, iar ambiția, pasiunea pentru cuvinte și siguranța că va reuși vin tot de acolo. O putem descoperi în mai multe roluri: profesor, scriitor, critic literar sau chiar director. Se simte cel mai bine printre oamenii de artă și muncește zilnic pentru a transmite și celorlalți seta de cultură și de tot ce înseamnă frumos. Unde duc rădăcinile unui om, critica literară versus cenzura, dar și de ce ar trebui să deschidem mai des ușa unui muzeu? Discutăm în cadrul ediției de astăzi. Doamna Ștefănești, bună ziua! Vă mulțumim pentru deschidere, receptivitate și vă invit să luăm loc pentru a avea o discuție frumoasă. Maria Ștefănești, scriitoare, critic literar, eseistă, publicistă, dramaturg, director al Muzeului Literaturii Române Mihail Cogălnicianu, a obținut premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Este premiată a Salonului Național de Carte, a fost decorată cu Ordinul Gloria Muncii și este membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Spuneți despre tatăl dumneavoastră că nu s-a tămăduit întreaga viață de dorul și nostalgia plaiurilor din România, locurilor de acolo. Cum s-a reflectat acest dor asupra educației pe care ați primit-o dumneavoastră? Părinții mei nu ne-au făcut o educație explicită, cum ar fi să ne așeze pe niște scaune în fața lor și să ne educe. Nu, așa ceva n-am avut niciodată. Totul a fost absolut organic și foarte subtil. Tatăl meu spunea o poveste, probabil și recupera paradisul pierdut. Spunea că acolo unde s-a născut el, la Dolhasca, Suceava, în Dolhasca e orășel, acum atunci era comună și intrau mai multe sate și unul dintre acele sate se numea Sândeni și acolo locuia sora lui cea mai apropiată de el ca vârstă, iar casa ei, grădina ei se încheia acolo unde începea pădurea, iar în pădure erau cerbi și în pădure iarba creștea până la brâu și totul era extraordinar de frumos. Tata a adus și semințe de iarbă de acolo, de la Sândeni. A semănat-o la noi în curte, dar n-a mai crescut ca acolo unde a copilărit el. Apoi sirietul trecea prin, eu știu cum s-ar spune, prin grădinile alăturate casei părintești și Siretul, bineînțeles, pentru noi era un râu dintr-o poveste pe care nu o văzusem niciodată și nici nu mai credeam într-un moment că o vom mai vedea acel râu. Da. Cam așa a fost. El vorbea cu mare drag și visător și își recupera, de fapt, copilăria pe care n-a avut-o acolo, pentru că a stat până la 5 ani doar. Și se vorbea cu mare drag despre asta și mama, bineînțeles, îl susținea. Și în felul acesta, dragostea pentru România, țara pierdută a tatălui meu, era una firească și era un vis al nostru, al celor trei copii pe care i-au avut părinții mei. A însemnat la un moment dat acest paradis pierdut un efort în plus al tatălui dumneavoastră de a vă oferi dumneavoastră și mai mult? Eu nu știu dacă a fost un efort în plus. Părinții mei au vrut neapărat să învățăm bine, să învățăm foarte bine și să facem facultăți și noi toți trei am făcut facultate. Tatăl meu a absolvit școala Eminent, dar nu a reușit să aibă o carieră universitară, să facă facultate, să aibă o carieră pe care el ar fi putut-o avea și pe care și-a regretat-o mereu că nu a reușit. La fel mama, rămânând orfană de mamă la vârsta de 3 ani, nu a mai putut să învețe. Și tot ce n-au realizat ei, mă rog, ca toți părinții, nerealizările, neșansele lor, îi fac mult mai atenți în privința creșterii copiilor, educării copiilor și au ținut neapărat ca noi să avem alte destine. Și
cred că au reușit într-o oarecare măsură. Despre tatăl dumneavoastră, într-un interviu spuneați că ați moștenit de la el limba, nu și caracterul. Cine se ascunde dincolo de caracterul dumneavoastră și îndeoseb de acea frază, cine va trebui, va izbuti? Cred că, de fapt, mama a fost mai expresivă în limbaj. Bunica, cea care l-a înfiat pe tatăl meu, și mama, foarte, foarte expresive amândouă, uneori chiar vorbind așa direct o limbă română, fără opreliști, atunci când erau mai nervoase așa, și învățam și noi cum funcționează limba română în toată frumusețea ei. Dar tata, cred că ne-a deschis calea spre cărți, că noi aveam o mică bibliotecă în casă și pe care o făcuse el, și el era un mare cititor, citea mereu. Cred că această dorință de a citi, cred că vine de la tata. Mama era foarte preocupată de să ne crească, să ne treburile casei și așa mai departe, iar tata avea răgazul să citească. Și apoi mai era un moment că dacă noi învățam bine și învățam bine la școală, atunci mama scăpa așa cumva o vorbă că îi semănăm lui tata. Ca și cum era o formă de a-l aprecia și pe el, bineînțeles. La noi nu se făceau declarații de dragoste, cuvinte care ar suna a gol. A lipsit acest lucru? Nu că a lipsit acest lucru, declarațiile de dragoste și de gingășie cumva și pentru copii și între ei, bună oară, părinții, tata nu i-a spus, nu s-a adresat cu numele, cu acest apelativ tipic basarabian, Fa. Niciodată îi spunea pe nume Zinaidă. Și era printre puținii bărbați în satul nostru care nu spuneau Fa. Ei bine, aceasta era o formă de delicatețe, de atenție. Un mod de a spune te iubesc, dar da, așa nu se spunea, nu am auzit acest cuvânt te iubesc în familie. Nici chiar copiilor nu le se spunea, însă existau alte formule de limbaj. Până oare, toate substantivele aveau diminutive, cum ar fi măliguță, eu știu, cartofiori, pânică, zemușoară, toate când vorbeam, uite, vine mama să-ți spună așa ceva, toate erau cu diminutive, o rochiță, pantofiori. Acestea, de fapt, sunt forme discrete și foarte delicate de a-ți exprima dragostea față de copii. Parcă le ambalăm așa, cuvintele absolut, frumoase. Absolut, într-o... Și știți cum uneori când declari mama te iubește, da, mama te iubește, mi se pare atât de neutru. Propoziția foarte neutră. Dar când spui vin la mama să-ți mângâi părișorul, vin la mama să mănânci o bucățică de tortișor sau un cozonăcel sau plăcințică sau, mă rog, toate ce le punea mama pe masă sau în mod special erau toate cu diminutive și avea și un limbaj al ei de dezmerdat, cuvinte parcă îmi părea că nici nu există în limba română, ea le inventa. E interesant, fiindcă generația actuală cumva promovează acest obicei de a spune zilnic sau acolo de câteva ori pe zi te iubesc. Fură cumva acest obicei din acea puritate pe care era în copilăria dumneavoastră sau se pot îmbina? Spinezile se pot îmbina, dar cred că el se devalorizează când începi să rostești prea des. Orice cuvânt întrebuințat prea des își pierde din prospețime și din valoare. Părinții mei erau mai cântăriți la foarte și discreți și, eu știu, mai cântăriți la vorbă, în sensul ăsta. Știu că de la mama am aflat, după decesul tatălui meu, că, de fapt, tata a fost cel care a vrut să purtăm haine mai moderne, el a insistat să avem pantaloni, că nu se purtau pe atunci fetele pantaloni și, sigur că noi voiam să avem pantaloni și mama spunea că nu-i voie. Și el, discret, nici n-am știut de asta, nu l-am auzit niciodată. A spus că hai să aibă și ele, că eu am o soră cu un an mai mică decât mine, practic am crescut odată. Și după moartea lui am aflat că el de fapt
insista sau ținea la anumite lucruri. De o delicatețe și o discreție extraordinară. Fetele sunt legate de mame mai mult, așa organic se întâmplă lucrul acesta. Și cu părere de rău îți dai seama de faptul că nu prea ai răgazul necesar să-l asculți pe tata sau să-l descoperi pe tatăl tău. Eu de foarte multe ori m-am întors la tatăl meu și la părinții mei în general după plecarea lor dincolo. Istoria se scrie prin oameni. Rădăcinile unui om duc spre... spre trecut. Mergem singuri la școală, dacă... dacă ne este dragă. Critica poate... înălța autorul și omorâ autorul. Mai există ceva sfânt dacă... dacă nu rupim legătura organică cu părinții, cu neamul din care venim și spre care mergem. Timpul devine prieten... dacă știi să îl ocrotești. În acest sens, se spune că scriitorii sunt cei care se află mereu în căutarea acelei hrane pentru suflet. Ați reușit dumneavoastră să găsiți acea hrană pentru suflet și dacă s-a schimbat ea în timp? Cred că hrana pentru suflet, m-aș gândi acum la un tip de hrană, că sufletul se hrănește cu... să zic, are un meniu mai divers, da. Sigur că este cartea, dar peste ani, cărțile, dar peste ani mi-am dat seama că limba în general. Eu sunt filolog de formație și am avut o bucurie să descoper limba română, să o înțeleg, să intru în interiorul ei, cum am intrat în această minunată sală. În limbă intri ca într-o casă și ea îți vorbește despre foarte multe lucruri, despre toată istoria neamului nostru. Și dacă știi să citești și știi să te miști și știi să descoperi în ea, acesta este o lume încântătoare, încântătoare. Limba, spunea Blaga, este cel mai mare poem pe care poporul și l-a scris Sieș. Așa că eu am bucuria de a descoperi anumite cuvinte. Ziceam mai sus, deci că mama ne dezmerda cu anumite cuvinte care nu erau, unele nu erau în limbă. Ea vorbea foarte expresiv, dar și ne certa cu anumite cuvinte. Bună oară ne certa că ne spunea că suntem niște talașmani. Eu credeam că nu există cuvântul acesta. Ulterior cred că am descoperit că este un băuț, un animăluț, așa. Sau, în fine, foarte, foarte multe cuvinte pe care le-am găsit în limba română. Ea vorbea o limbă, în graiul moldovenesc, o limbă română din comunități țincarhaice. Ea s-a născut în satul Pistruieni, pe Răut, mai la vale, și 3 km între satele noastre, satul în care m-am născut eu deja, iar mama venise cumva în susul râului, la 3 km, și casele acolo sunt din piatră, pentru că malurile râului sunt din piatră și gardurile din piatră, și în aceste zone, cum ar fi și spre Rezina sau Mașcani și zona aceasta Floreștiului de la Vărvăreu ca spre Ștefănești, că este ultimul satul în care m-am născut, este ultimul din Rărul Florești, apoi Pistruieni și Ordășei și așa mai departe, până, cred că până la Căzănești, malurile sunt din piatră și satele acestea sunt cumva niște așezări arhaice și s-a păstrat și limba foarte bine. Foarte, foarte frumoasă limbă se vorbea și chit că am înțeles un pic târziu, dar totuși mi-amintesc că eram uimită de anumite cuvinte. Copilul când, cred că am mai spus lucrul acesta, copilul când e mic, el gândește în imagini concrete, lumea în imagini concrete. Și eu în grădina noastră creșteau butuci de viță de vie, cultivau vița de vie și bunicii și părinții, și eu știam că vie înseamnă doar această plantă.
și nu aveam noțiunea de adjectiv, om viu, vie. Copilul în general, în copilărie, e în afara morții. Deci acolo totul e viu, nici nu are nevoie de acest adjectiv măcar. Și mama când se mai supăra spunea, mă îngropați de vie, de jie, spunea, mă îngropați de jie. Și eu spuneam, cum? Și eu țin minte starea mea, confuzia mea de copil, când mă întreba, cum adică de vie? Cu ce o să o leagă de butucul acela de vie? Ce îi se întâmplă? Era de fapt un adjectiv, așa descopeream limba prin imagini senzoriale, să zic așa, le spunem noi mai târziu. Despre poemele dumneavoastră spuneați că ar fi și ascunse acolo niște stări netrăite. Ați putea să dezvoltați care ar fi acele stări netrăite? Sau necaracteristice, poate, dar care și-au găsit loc în textele pe care le semnați? Da, cred că da. Cred că da. Poate că în sensul netrăite, pentru că au fost trăite doar în interiorul ființei mele, doar în lumea ei, necunoscută lumii, nu au fost scoase în exterior. Deci n-au fost în afară, trăite în lăuntru. Anumite stări trăite în lăuntru, regrete. Eu nu am o poezie, ca să zic așa, foarte veselă. Personajul meu liric, să zic, ființa mea lirică, este nostalgic, poate chiar, mă gândesc eu uneori, mai tristă, din cauza pierderilor pe care le-am avut și faptul că nu am mai putut recupera. Nu am mai putut recupera bunoară trecerea părinților. Ei, tatăl meu a decedat când aveam 36 de ani, mama 40. Poate că mi s-a transmis această îndepărtare de axa lumii pe care a trăit-o tata, de axa lumii lui, care firește că era acolo unde era hornul casei părintești de pe malul Siretului. Aceea era axa unde s-a ridicat el în picioare, să zicem. Toți avem acest loc de unde ne naștem și unde ne ridicăm vertical. E mai ușor să exteriorizați atunci emoțiile în poezii? Sau așa ar reuși dacă nu le... Eu nu știu, eu cred că în poezie se exteriorizează ceea ce într-un anumit moment se vrea în afară. Eu nu prea pot scrie, adică chiar nu pot scrie poezie la comandă, eu nu pot să-mi impun mie să scriu. Am încercat să fac aceste lucruri, dar nu merge deloc, chiar deloc, deloc. Cred că, în genul poezie trebuie să se lască eventual dintr-o licărie de mister, de taină, de acel prim impuls. Eu cred în inspirație, eu cred în emoții, poezia trebuie să emoționeze. Sigur că cred că am texte în care personajul meu este cerebral și detașat și analitic, mai cu seamă în perioada când făceam parte din grupul Semnului, când eram calamburgii și făceam calambururi de mare plăcere și intertextual și când scriam texte apocrife și așa mai departe. Apocrif, care este atribuit altui autor decât celui adevărat, a cărui autenticitate este îndoielnică. În momentul acela, textele diferă, oarecum sunt. Este și acest tip de texte, am scris, dar toate au păstrat emoția și eu cred că literatura trebuie să emoționeze și să transmită aceste vibrații pe care le preia cititorul și vibrează și el construind din cuvintele pe care le vede, cuvintele mele, să zicem, lumea pe care încerc eu să o prind în textele mele, cititorul o reconstruiește plinind-o pe lumea lui. Și aici se întâmplă o chestie tare frumoasă. Totuși, care e rolul urmașilor scriitorilor în a păstra ceea ce au scris aceștia? Mi-a dat o întrebare foarte interesantă la care aș putea să vă răspund gândindu-mă la urmașii care vin la Muzeul Național al Literaturii Române Mihail Cogălnicianu și aduc manuscrisele părinților. Urmașii sunt diferiți. Am întâlnit diferiți urmași, să spun așa.
foarte atenți cu ceea ce au făcut părinții, fie că e tata, fie că e mama, și grijulii păstrând valize cu manuscrise. Cred că în 14 mai am vernisat o expoziție de piese inedite, total inedite, pe care fiii și ginerile lui Vasile Vasilache le-au transmis muzeului. Și Valeriu Vasilache, fiul mai mare al scriitorului, a povestit cum a purtat după el trei valize ale tatălui său din, începând cu 1961, și a povestit povestea aceasta. Noi o să publicăm filmul și povestea în sine este extraordinară. În general, sunt familii care se țin, părinții țin uniți. Cunosc și persoane pe care nu-i interesează deloc. Care sunt acele ingrediente care formează urmași atât de diferiți? Relațiile, probabil, în familie. Cultura. Uneori se creează niște hiaturi. Există continuitate între generații și hiat, ruptură. Nu se știe exact de ce, dar unii nu se interesează deloc. Avem de pierdut atunci când nu ne interesăm de rădăcinile noastre? Bineînțeles, da, avem de pierdut. Știți, uneori copiii nu întotdeauna sunt în stare să înțeleagă care este valoarea părinților, valoarea de persoane publice. Pentru că relațiile între mamă, tată, deci părinți, copii, sunt organice, cum ar fi ca fiul să-și vadă mereu părinții scriitori, se consideră scriitori, în primul rând sunt părinți, pentru că i-au dat naștere. Și uneori rămân doar la această relație. Apoi, copiii când cresc și toți trecem prin asta, toți credem că lumea este a noastră, lumea asta e pentru noi în general. Iată noi, acum noi o să facem. Ce au făcut cunoaștem ce trebuie. Da, noi știm tot. Ce, ăștia sunt bătrâni deja, nu ne mai interesează. Și gine ce pot să spună ei, sigur că trecem toți prin această... După eroare, care ajungem la o altă etapă. Ajungem la altă etapă și încep să cauți părinții, bunicii, unde sunt, că de fapt ei știu atâtea. Cultura unui popor este... Cartea de vizită. Pas cu pas spre... Spre ziua de mâine. Operele de valoare ajung... Axa valorică a unei națiuni. Curiozitatea ar trebui potolită cu... Lecturi. O țară fără muzee. Este o țară săracă. Vorbiți cu foarte multă dedicație și admirație de muzeul în fruntea căruia vă aflați. Ce lipsește astăzi pentru a pune în lumină adevărata valoare a acestui loc? Eu să vă spun ce ne lipsește nou acum. Am să pornesc de acolo că în ultimii 30 de ani de zile muzeul a rămas. Nu cred că a făcut-o cineva intenționat. Poate că nu din neglijență, de preocupați de alte lucruri pe care le considerau mult mai importante. Muzeul a rămas într-un con de umbră. Lumea genului nu știa că există acest muzeu. Am auzit replici că ați deschis un muzeu. N-am deschis un muzeu, muzeul din 1965. Ne lipsesc oameni și bucuria noastră este că vor să vină să lucreze. Tot mai multă lume se interesează să se angajeze. Nu avem noi posibilități, că nu avem unități de personal, așteptăm să ni se dea. Și bineînțeles avem nevoie de investiții ca să aducem în condiții bune acele edificii, spațiul în care se desfășoară acum muzeul nostru, că suntem în proces de trecere acolo. Și spațiul, condiții bune ar însemna să le racordăm la condițiile europene ale unui muzeu. Noi ne mișcăm cu pași siguri, dar avem încă foarte mult de lucru. Eu sper că într-un moment o să putem face o expoziție
de carte rară, carte ferecată în argint, carte cu foile aurite, care trebuie să stea, bineînțeles, la chei și la, nu la chei, de la chei. Și noi încă nu putem face asta. Doamna Șlehtițchi, și pentru că suntem pe final de emisiune, care a fost acea critică, dacă e să facem o paralelă de literatură, care v-a format pe dumneavoastră și v-a ajutat? Tot ce s-a scris despre mine m-a format și m-a ajutat. Mulți colegi care au scris despre cărțile mele și unii au spus că titlul nu le-a plăcut și am zis că minunat, mulțumesc că ai scris, ai părerea ta, eu rămân la ideea că acesta este titlul. Sunt foarte, cum să zic, calmă. În primul rând le mulțumesc tuturor care se apleacă asupra cărților mele și le citesc și nu doar le citesc, dar și mai scriu despre ele. Deja este foarte bun. Deci să învățăm să acceptăm critica, pentru că ea s-ar putea să ne ajute să ridicăm o treaptă în plus. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Și eu vă mulțumesc.